Pictura capelei Spitalului de Psihiatrie Voila din orașul Câmpina, județul Prahova, a fost ieri sfințită de preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Slujba a avut loc în ziua de pomenire a ocrotitoarei spirituale a lăcașului de cult, Sfânta Muceniță Filofteia. Pentru pacienții și angajații Spitalului de Psihiatrie Voila din Câmpina, bucuria sărbătorii Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș a fost dublată de prezența în mijlocul lor a preasfințitului părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Sărbătoarea Sfântului Lăcaș, edificat în curtea unității spitalicești, a fost încununată de sfințirea veșmântului pictural realizat în ultimii ani în tehnica fresco. După slujba de sfințire a picturii, ierarhul a sfințit și o raclă în care a fost așezat un veșmânt al Sfintei Mucenițe Filofteia. În noua raclă a fost așezat și un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, cel de-al doilea ocrotitor al capelei, dăruit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de Părintele Protosinghel Justin Marchiș din tezaurul sacru al mănăstirii Stavropoleos. La finalul celor două momente liturgice, preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit un cuvânt în care a subliniat rolul deosebit al picturii în Biserica Ortodoxă. Pictura acestei biserici este o pictură extraordinar de frumoasă, realizată de un mare artist, domnul Ioan Popa, de la Otopeni, care a creat în jurul frăției sale o adevărată școală de zugravi și încurajează foarte mulți tineri să se dedice acestei arte atât de frumoase și de necesară în vremea noastră, organizând anual concursul iconari în Otopeni, cursuri și concursuri. Și a avut surpriza de a descoperi printre tinerii elevi, tineri foarte talentați, dăruiți de Dumnezeu cu această capacitate de a exprima vizual adevărurile de credință foarte complexe și foarte profunde. Felicităm pe părintele Mihai, care a urmărit îndeaproape realizarea acestei frumoase și foarte bogate picturi. Spațiul nu este extraordinar de mare, deși pentru o biserică de spital este foarte generoasă, dar pictorul a reușit să surprindă într-un spațiu relativ mic o mulțime de scene din Vechiul și Noul Testament, o adevărată scriptură în culori. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în lăcașul de cult și a vorbit despre viața virtuoasă a Sfintei Mucenițe Filofteia. Învățăm din viața ei că și noi trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu și să învățăm pe oameni, chiar dacă nu suntem predicatori, nu suntem slujitori. Îi învățăm pe oameni prin pilda propriei noastre vieți. De aceea Evanghelia de astăzi ne-a amintit îndemnul Mântuitorului: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Prăznuirea Sfintei Mucenițe Filofteia de la Argeș să fie pentru noi toți un îndemn, ca să ne străduim, mai ales în această perioadă a postului nașterii Mântuitorului, când ne pregătim prin post, prin rugăciune, prin spovedanie, prin împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar mai ales prin fapte de milostenie, să întâmpinăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui veșnic, care binevoiește să se facă om ca pe noi oamenii prin răstignirea, moartea, învierea și înălțarea sa la ceruri, să ne facă fii după har ai Tatălui Ceresc. La finalul Sfintei Liturghii, cei care s-au implicat în înfrumusețarea Sfântului Lăcaș au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ordine și distincții. Părintele Ciprian Mihai Vișoiu, preot slujitor al acestei capele, a primit ordinul Sanctus Stephanus Magnus pentru clerici.
Aduc mulțumire prea bunului Dumnezeu pentru această zi minunată. Aduc mulțumire prea fericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o să săvârșim această slujbă astăzi. O slujbă de încununare a lucrărilor de pictare și de înfrumusețare acestei biserici, care a fost târnosită acum 10 ani, în ziua de 11 noiembrie, și cu ajutorul lui Dumnezeu, iată, după acești 10 ani, am reușit să o vedem frumoasă, împodobită, ca o mireasă. Să știți că slujirea într-un spital de psihiatrie nu este ușoară, dar este frumoasă, pentru că tot timpul sunt provocări, pentru că oamenii care vin să se trateze aici, poate de cele mai multe ori arată bine pe afară, dar când începem să stăm de vorbă, vedem cu adevărat ce probleme au. Și încercăm cât putem să slujim, să stăm cu ei de vorbă, cu bolnavii, să îi spovedim, să încercăm să alinăm suferințele lor și să îi ajutăm atât cât se poate. Suntem într-un loc încărcat. Încărcat de probleme, unde vin oameni cu multe probleme, dar și încărcat de har și de dragoste. Pentru că în acest loc, jertfelnicia este la ea acasă. Vorbim întâi de jertfelnicia celor care lucrează în interiorul acestui spital, iar apoi vorbim de jertfelnicia ctitorilor care, iată, au făcut posibilă o astfel de bijuterie în acest loc minunat. Ordinul Sanctus Stephanus Magnus pentru Mirene a fost acordat ctitorilor Constantin N. și Doru Nagel, precum și managerului unității medicale, dr. Irina Minescu. Familia Ioan și Olimpia Simion, care a avut o contribuție importantă la realizarea lucrărilor de înfrumusețare a bisericii, a fost distinsă cu Ordinul Maica Domnului Oranta pentru Mireni. Diploma omagială cu medalie a anului 2022 a fost oferită celor doi preoți care au slujit în trecut la această capelă, precum și pictorului Ioan Popa.